aceste examene ne rugăm cei auzite și de grabă îi miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ne rugăm ție, Bun milostive Doamne, primite asupra rugăciunilor tăi pomeniți care sunt în examene, Duhul înțelepciunii și-o prereușită și spor toate, îndepărtează necunoștința și dăruiește liniște și stăpânire în sine putere și ajutor minții. Întărește, Doamne, minte treasă și luminată, așa cum i-a întărit pe Sfinții Apostoli și Apostolilor. Așa, Doamne, te rugăm ție cu milință, precum ai venit în mijlocul ucenicilor tăi pace și lumină de veinule, vino și la robii tăi, omeniți care sunt reușita lor. Ne rugăm ție, auzi-te și de grabă îi miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca niște răbde vremești cu frică și cu tremurțul de milosivii tale, Măritore și Stăpânul nostru, Doamne, pentru mine faci de tale,
milestă, să mă preoțească Sfântului și Bunului de viață pe Domnul Său, acum și bunea și vecii vecilor. Yeah.
pe preaspectitorii Sfântului Lăcașului acestea, pe altitul binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul nostru, poporul român de pretutindenia, joștirea țării noastre ce viitoare de Hristos, pe mai mari satelor și orașelor și pe tot poporul tremăritor, să-l pomenească Dumnezeu pentru împărăția sa. Preoții, monahi, diaconi, diaconi, monahi și monahi, și pe tot clerul bisericii să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Se pomenească Domnul Dumnezeu împărăția sa. Pe cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fiici și fiice, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Și pe voi, pe toți tremăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu împărăția sa, totdeauna acum și cum vrea să-i de pace, fără de păcate, ce între de pace.
la Domnul să cere. Amin.
Yeah.
Doamne, miluiește!
în pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Oh.
Thank you.
taine, cu religie să-i mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apărându-iște, miluiește, te vădește, miluie Dumnezeului cu Doamne, miluiește! Ziua Doamne, săvârșită, sfântă, pace, spune pe pace, între și ne aflăm un sobor de vreo și deoarece cum este tradiția în grupul nostru,
ca fiecare biserică paradis să aibă un Sfânt Rugător. Dumneavoastră aveți slavul Sfintei Trei. Nu toate liturghiile încep la fel, la aceeași oră, unii înainte de 10, la 11. De exemplu, Grecia se fac la 7 o dimineață, din cauza călătorilor mari, se face să se săvârșească intrarea în Sfintei Liturghii. În Grecia, de exemplu, deci parte de dimineață. Principalul lucru este ca să se cinstească Sfinții Părintilor ai Bisericii sau Părintele noastră, nu contează data sau ora, ci principalul lucru este ca să se țină această sărbătoare în cinstea Sfinților Părintilor. De aceea, aș începe cuvântul meu cu pericula evanghelică de astăzi, de la Sfântul Evanghelist Matei, în care vedem niște cuvinte ale Mântuitorului, oarecum ca și niște porunci, aș spune eu, așa trebuie să le interpretăm. Pentru că Mântuitorul spune, cel care se rușinează de cuvintele mele în lumea aceasta, și eu mă voi rușina înaintea Tatălui meu pentru ei. Sau, cel care nu va mărturisi numele meu în aceasta, nici eu nu vă mărturisi înaintea Tatălui meu. Iată, iubiți credincioși, acestea sunt îndemn și mai degrabă porunci. Pentru că și în ziua de astăzi, în această lume modernă, în care primim, din punct de vedere teologic sau religios, mai superficial lucrurile acestea care ar trebui să fie foarte importante pentru noi, pentru că dacă omul este o lume care își suflet, cu siguranță înțelege și știți dumneavoastră că doar trupul trece dincolo, doar sufletul trece dincolo, numai trupul rămâne aici pe pământ. De aceea, primind ca superficial, cum vă spuneam, în zilele acestea, vis-a-vis de credințe, vis-a-vis de mărturisire. Sau mai departe, cuvinte oarecum care ar fi contradictorii cu alte porunci ale Mântuitorului. Cel care iubește mai mult pe fiul sau pe fiică sau pe tată sau pe mamă mai multe decât pe mine, nu este vrednic de mine. Atunci este oare o contradicție cu porunca aceea din Decalog, în care spune că cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să te iei mulți ani pe pământ. Iubiți credincioși, dacă privim cu atenție ceea ce spune Mântuitorul în pericula pe Evanghelie de astăzi, nu este o contradicție, pentru că acolo este un amănunt foarte important, și anume, cel care iubește mai mult pe fiul sau pe fiică, pe tată, pe mamă, decât pe mine, deci mai mult. Deci trebuie să ne cinstim părinții, trebuie să avem grijă cu minunții, dar în același timp, relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie o relație cât mai directă. Să nu se interpună altcineva în relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că, de multe ori, dacă este să analizăm viața fiecăruia dintre noi, cunoaștem noastră cadrul că oare cine din familia noastră, prieteni, vecini, rude, sau chiar din familia apropiată, părinți sau frații lor, care au lăsat un drept și au mers pe alte căi. Și atunci, cum să facem? Cu iubirea față de aproapele nostru, cu iubirea față de casnicul nostru, ce facem? Mergem după ei ca să nu se supere, sau să ținem drumul de legătura noastră directă și leagă cu Dumnezeu. Vedeți, credincioși, mulți dintre noi, oarecum se rușinează de aceste lucruri și lasă drumul cel de ei. Dar în materie de credință, în materie de dogmă, lucrurile nu sunt chiar așa simple, cu scriitorii, pentru că, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, un dom, o credință, un botez. Așa trebuie să primim și noi lucrurile, pentru că, dacă nu, altfel, nici Iisus Hristos nu va mărturisi înainte de Dumnezeu pentru noi. Chiar către finalul pericolului evanghelice spune că Sfântul Apostol Pavel a spus noi care am stat toate cu noi ceva. Iar Mântuitorul. Toți cei care au stat părinți, frați, surori, țari, ave, însuți
veți lua în Împărăția Lui Dumnezeu. Iar mai departe, al vostru Petru spune, dar cum ce-i mai bine? Voi veți sta pe cele 12 scaune al Israel și pe cele 12 scaune și veți judeca cele 12 sfinții ale Israel. Iubiți credincioși, în relația noastră cu Dumnezeu sau în materie de credință, când citim Sfânta Evanghelie sau în general Sfânta Scriptură, am citit o dată de două ori, dacă noi o citim de mai multe ori, observăm că găsim tot timpul cuvânt nou. Deși am parcurs acea lectură, apar cuvinte, parcă nu le-am citit de altă dată, cuvinte noi. Oricum, viața omului este o taină. Nu ne naștem când dorim, nu murim, de murim n-am dorit să murim niciodată, nu ne naștem în țara care vrea, în familia care vrea, și mai departe, ci cum voiește Dumnezeu. Dar, vedeți, vis-a-vis de crucea noastră, noi am primit de obicei cam în zona aceea a suferinței. Doar sunt simbolul suferinței. Dar dacă este să vorbim nu de destin, acel destin predestinat, adică unii s-au născut spre moartea veșnică și alții spre viața veșnică, pentru că stă puterea noastră, pentru că Dumnezeu ne-a creat cu voință liberă. Voiește să vârșești binele, să vârșești, voiește să vârșești leul, să vârșești. Deci, Sfinții Părinți spun că libertatea de alegere este un dar al lui Dumnezeu. Vis-a-vis de această judecare a celor 12 Sfinților lui Israel, Sfânta Scriptură ne spune că judecătorul este unul singur, Mântuitorul. El va judeca lumea. Dar Sfinții al Apostol vor fi martori. Pentru că cei din tâi vor fi pe urmă și cei din pe urmă vor fi din tâi. Cum s-a explicat cu acesta? Pentru că evreii au fost chemați mai întâi, dar mulți nu l-au primit în Mântuitorul. N-au primit învățătura sa. Evreii din ziua de astăzi, din religia mozaică și ziua de astăzi așteaptă pe Mesia. După aceea, chema voi neamurile, ne spune Sfânta Evanghelie, adică nu cei care au din neamul evreiesc, ci celelalte neamuri, băgânii. Și aceștia vor fi înaintea celorlalți care nu l-au recunoscut pe Mântuitorul. Iubiți credincioși, plăzmindu-se astăzi, în Duminica I după Rosarii, Duminica tuturor Sfinților. Noi avem o evlavie către anumiți Sfinți care ne se par nou mai aproape de noi, de sufletul nostru, de felul nostru de gândire, de a înțelege lucrurile sau a înțelege pe Dumnezeu sau pe Sfinți. Unii ne place de Sfântul Gheorghe, alții de Sfântul Nicolae. Majoritatea de noi avem evlavie la Maica Domnului. Oare se cuvine a cinsti cine sunt Sfinții? Sfinții sunt casnicii lui Dumnezeu, care fac parte din Biserica Viitoare. Noi, cei de pe Pământ, facem parte din Biserica Lucrătoare, care încă ne luptă pe Pământ, ca să domnim și noi rai. Cu alte cuvinte, Sfinții Părinți, ca să înțelegem, așa mai pe înțelesul nostru, spun că Sfinții sunt păcătoși bucăiți, căiți. Adică s-au curățit de păcatele lor, pentru că Evanghelia ne spune nimic necurat nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea Sfinți s-au curățit. N-au fost Sfinți, cuvioși, episcopi, preoți, creștini simpli. Unii au mărturisit până la sânge, alții au fost băgați în cazane cu smoală, cu ulei, și așa mai departe. Ne gândim noi, această mărturisire chiar a fost nevoie de ea, chiar a fost nevoie de această mărturisire. Ei nu s-au reșușinat de cuvintele Mântuitorului. Au crezut ceea ce le-a spus Mântuitorul. Unde voi fi eu, voi veți fi și voi. Dar numai dacă vor mărturisi pe Hristos cel adevărat și înviat. Unii zic că este bine să cinstim pe Sfinți.
pentru că spuneai, mai ales, vedeți ce comuniune facem noi aici în această biserică, când biserica este pictată cu Sfinții, Mântuitorul Maica Domnului, Sfinții chiar reții ai Vechiului Testament sau din legea cea nouă. Unii spun că ar fi idoli icoanele, de exemplu. Idol se aduce Dumnezeu deșert, Dumnezeu mincinos. Dar, când spui că Dumnezeu deșert, Dumnezeu mincinos, este ceva inventat de imaginația omului creștinicior. Dar când vorbim despre Mântuitorul, a fost și este din lege. Dar când vorbim despre Maica Domnului și o mărturisim născătoare de Dumnezeu, care a spus Iisus Hristos, nu este în chipirea noastră. Sfinți! Eu am botezat Domnul, era în Nicolae, sunt eu și mai departe. Deci nu sunt invenția de imaginație noastră creștinicior. Sunt Sfinții care a avut în Biserica Biblicală, cum vă spuneam. Și atunci ce facem? Spunem despre Dumnezeu că este mincinos. Se poate lucrul acesta. Pentru că atributele Dumnezeu nu sunt jumătate de măsură, trei sferturi sau sferturi. Când spui de bunătate Dumnezeu este numai bun. Când vorbești de iubirea Dumnezeu este numai bun. Când vorbești de simțirea Dumnezeu este sfânt ca pe o picătură de îndoială. Așa trebuie să înțelegem noi relația noastră cu Sfinții și cu Dumnezeu. Revenind la cei care sunt mântuitorii bisericii noastre, adică Sfânta Treime, ne gândim dacă noi ca cinstim pe Sfânta Sfântă Sfântă Dumnezeu, așa ne față Biserica, pentru că ceea ce transmite preotul din amfonul Bisericii este Cuvântul lui Dumnezeu, este de nu al lui. Se transpune în predica fiecăruia personalitatea, fiecăruia într-adevăr. Dar cuvântul, esența, este de la Dumnezeu. De aceea spune că nici porțile iau nu vor birui, pentru că ca biserică este Hristos. Și atunci când bolim biserica, o fiind preoții, bolim pe Dumnezeu. Adică să fie Dumnezeu. Gândându-ne așadar la cinstirea Sfinților, pentru că Dumnezeu ne închinăm, pe Maica Domnului la cinstit, și pe Sfinții de cinstit, cerem ajutorul lor. Oare se știrbește din măreția și sfințirea lui Dumnezeu dacă cinstim pe Sfinți? Nici de când nu cinstim. Pentru că noi mărturisim pe Dumnezeu Tatăl din veci nenăscut, pe Iisus Hristos din veci născut și pe Duhul Cel Preasfânt din veci ucis. Cum înțelegem taina aceasta? Chiar cum tu spune, este taina. Nu putem pătrunde noi această taină. Sfinții au pătruns, au scris multe tratate. Dar totul multe se poate scrie. Dacă vorbim din viața fericitului Augustin, care a fost un mare filozof, a pătruns cu mintea multe adâncimi teologice și și-a pus în gând, mergând pe malul lor, am să scriu o carte despre Dumnezeu. Iar când a ajuns, a văzut un copil rugându-se pe malul mării, care a făcut o groapă nisip și aducea apă din mare. Și a spus, ce faci, copile? Uite, vreau să pun apa din mare în groapa mea. Și atunci a dat și el seama, oare cum să scriu eu despre infinit? Adică despre acelea trebuie la Dumnezeu, milă, iubire, sfințenie și toate celelalte. Iată, iubiți credincioși, ca să putem noi pătrunde aceste taine, care oricum vor rămâne și taine, vis-a-vis de relația noastră cu Dumnezeu, vis-a-vis și chiar de viața noastră proprie, vis-a-vis de Sfinți și mai ales vis-a-vis de Dumnezeu. Pentru că acum unii care se cred mari filozof, mari teoreticieni sau mari gânditori sau mari oameni de știință, care aduc niște așa zise oarecum argumente, cum că ar fi un cod al Sfintei Scripturi. Codul Bibliei, spun ei. Adică doar este ținut de biserică și codul ei și doar ei pot înțelege codul acesta este ascuns undeva și mai departe. Iubiți credincioși, codul acesta știți care este? Credința cea dreaptă mărturisită în totalitate, ca un om al Sfinții,
Trăirea în Hristos prin post și rugăciune și când cercetez Sfânta Scriptură cu multă, multă smerenie. Iată codul iubesc din ciorul. Dacă e să teoretizăm, ne gândim la Sfinții înaintașii noștri, care noi, din păcate, mai credem în partea aceea stângă și credem mai mult ceea ce spune la Național Geografic și la Discovery, decât ceea ce spune pentru Biserica. Dar să vă aduc argumentul Bisericii. De exemplu, cei mai cunoscuți Sfinți sunt Sfinții cei de la Biserica Mare, eu vă dau Biserica cea Mare, sau Vigilor de Oră. Iubiți credincioși, toate școlile posibile le-au făcut ei, iubiți credincioși. Sfântul s-a făcut la Biserica Mare, ce-a făcut de mai toate școlile posibile, filozofia, teologia, retorica, și așa mai departe, astrologia chiar. Antemia mănăstirii. Cartea Cărții a spus că e Sfânta Scriptură. Rugăciunea rugăciunilor, rugăciunea Iisus Doamne, Iisus Doamne, Iisus Doamne, Iisus Doamne, și mai departe. Au trăit, iubiți credincioși, acea înălțime duhovnicească la care suntem nemascuți, iubiți credincioși. Ei care aveau mai multe studii ca cei care zic acum că ar fi un cop la Sfântul. Iubiți credincioși, să nu ne bătrâni cu apă rece. Dacă vrei să cunoaște mai în profunzime aceste taine ale Dumnezeu, ale Sfinților sau Codul Sfintei Scripturii, trăiți în Hristos. Trăiți cu Hristos. Dacă aici pe Pământ vom trăi cu Hristos, vom trăi și dincolo. Tot ce dar și dincolo vom trăi cu El. Dacă aici vom trăi fără Hristos, și dincolo vom trăi toți fără Hristos. Iubiți credincioși, fiecare, după cum vă spuneam, avem evlave la anumii Sfinți. Mi-a plăcut foarte mult viața Sfântului Gerasim de la Iona, care, unii o știți poate că, alții nu o știți, el a fost tare lămăsit din Alea Iordan, iar prelând, pentru că erau pustnici care veneau dormind în sărbători, slujau la biserică, iar cu săptămâni să iau o pustie, nemâncând 5 zile, doar eventual luni, apă sau prezmeți, seara, de unii, dar majoritatea numai la duminica mâncă. Cercetându-și ucenicii, a întâlnit un leu pe cap. A avut un ghin pe picior, dar s-a dat și mai departe. După aceea l-a spus, ani mulți acel leu. Fiind în vârstă, sunt Gerasim de la Iordan, a trecut la Domnul. N-a fost leu prin arme, iar când a venit, leu mugea. Nu-l găsea pe binecuvântorul său. Ucenicii lui l-au dus la mănânt, unde era grăpat. Leu, dându-și seama de minunea lui Dumnezeu, a dat cu capul de mormânt și a murit acolo. Ce este Sfântul Coarte Cuvinte? Restaurarea omului din nou. Adică a lui Adam, cel care trăia la omonie cu toate animalele. Dacă ne-ar fi făcut nou bine cineva, oare mai fi mers la mormântul lui? Poate că ne-a făcut de 100 de ori bine, odată ne-a și am mai fi mers la mormântul său cinstit. Poate a fi mers, dar la toată lumea mai bine să ne atât de mormânt. Nu să-l cinstim. Iată, am animalul necuvântător, cum l-a cinstit. Iubiți credincioși, cine oprește să fim buni? Cine oprește să fim creștini trăitori? Ce ne oprește să fim trăitori în Hristos și Hristos? Nimic. Sfinții Părinți spun în felul următor. Trei dușmani are omul. Trupul său, lumea și diavolul. Diavolul care Dumnezeu de la Botez, un înger arătător, diavolul se lasă pe pământ de un înger scriitor. Lumea care în nebunia ei, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, nu te îndeată la cele trăitoare Hristos. Și poate că mai mult în ziua de astăzi, în care se caută, să spunem așa, să se disculpe de Dumnezeu.
dacă observați dumneavoastră și analizați în profunzime teoria, filozofia din ziua de astăzi a lumii, a dorit de la clasă Dumnezeu. Când aud de Dumnezeu, de Sfânta Cruce și de cele Sfinte, de la clasă. De la clasă și auzul. Și dacă mergi, vezi un cerc de oameni care discută, mergi și începi și tu o discuție, să zicem, despre Dumnezeu, se îmbrăște toți. De la clasă, de la clasă Dumnezeu. Da? Nu putem spune că sunt zile de Domnul sau nu sunt, pentru că noi Dumnezeu o media să fie ca trebuie, ca trecut și ca strălunos. Da? De ce să nu spunem lucrurile pe lume? Să ne ascundem de ce sau de cine. Și doar când vrem să arătăm cu degetul către cineva, cu siguranță trebuie să arătăm cu degetul către noi. Iar trupul nostru care nu-i convine postul, nu-i convine să stea în genunchi, nu-i convine ca duminica poate că aia mai rele vin bat, să nu mergi la biserică și mai departe. Dar iubiți că de George, dar că nu venim toate acestea, înseamnă că nu venim cuvântul magheritat. Nu suntem mărturisitori ale Hristos. Dacă noi nu suntem pe Pământul Său Hristos, nici Iisus Hristos nu va mărturisi pentru noi înaintea Tatălui. Deci, iubiți că de George, să fim cu luare minte. Amin. Mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Amin. Iubiți credincioși, mulțumim Părintelui Stare de la Budești, pentru că, iată, a lăsat tot stea de la Budești, a venit aici ca împreună cu noi să ne rugăm Bunului Dumnezeu să-L jerfească datele sale cele bogate peste noi și peste satul nostru și peste locașul acesta. Îi mulțumim și rugăm pe Bunul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate, bucurie, mult succes în activitatea pe care o desfășoară acolo la Budești, pentru că Budești este o, după cum știți, este o mănăstire după Revoluție înființată și este o oște de 5 vețuitori în care se străduiesc să slujească oamenilor și, bineînțeles, să slujească lui Dumnezeu. Îi mulțumim și rugăm pe Părintele Stare să mai vină în mijlocul nostru, așa cum și noi cred că de acum vom pleca fie grupuri sau personal la mănăstirea de la Budești. Bunul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate, așa și cum a spus și spor în activitatea pe care o desfășoară. Câteva comunicări, iubiți credincioși, să vestesc la taina Sfintei Cununii, tineri și șeștean Andrei, fiului Petru și Margareta din Șiștești, Seche Andreea, fiica lui Ilie Ciorbi și Mihaela de aici de la noi. Să vestesc astăzi pentru a doua oară. Comunia lor va avea loc în data de 6 iulie 2019 aici la noi la biserică. Cine știe vreun impediment în calea căsătoriei lor, să anunce oficiul paroial, noi să zicem ca Bunul Dumnezeu să le dea noroc și fericire. Biscădicioși, sărbătoarea satului este, peste lume, va fi peste lume. Astăzi este sărbătoarea bisericii. Este ramul bisericii. Așa cum spuneam credincioșilor din parohie, așa cum obișnuim să ne ținem noi ziua de naștere sau ziua numelui, biserica trebuie neapărat cinstită într-un mod deosebit. Și așa am făcut și noi în fiecare an și vă mulțumesc tuturor pentru prezența frumoasă la această bucurie a noastră, această sărbătoare a tuturor creștinilor din parohia Coași. Aș vrea să vă mai rețin puțin atenția cu câteva comunicări, și anume este vorba de donații frumoase pe seama Sfintei Biserici. Dar o altă donație frumoasă avem din partea familiei Cârlic, Gabriel și Niculina, care pentru capela, care este nouă, după cum mulți ați văzut-o, a donat o masă și valoare de 700 de lei și o față de masă din material de veșmânt plus un epitrafir în valoare de 750, total, deci 1450 de lei. Ca Bunul Dumnezeu să le primească această jertfă, să le dăruiască sănătate, bucurie și împlinirea tuturor dorințelor. Și așa cum de fiecare dată la sărbătorile mari, și nu numai, și iată la sărbătoarea bisericii noastre,
o familie se străduiește an de an să aducă să fie împodobită biserica. Aceste frumoase aranjamente, aceste două frumoase aranjamente, plus celelalte două de pe masa Sfântului Altar, au fost aduse de către familia Bogdan Nicu și Cristina, care pentru fiica lor, Sonia, cu ocazia zilei de naștere, donează acestea în valoare de 500 de lei. Ca bunul Dumnezeu să le primească această jertfă, să le dăruiască sănătate, bucurie, iar fiicei să le dăruiască succes la examenul pe care îl are în valoare acum și noroc și fericire în viață și să trăiască în mulți și fericiți ani. Mă bucur, de asemenea, că anul acesta un grup de tineri s-au adunat, s-au sfătuit, bine, cineva i-a îndemnat, să împodobească mai frumos biserica, aranjamentul de la iconostas, care a costat 1650 de lei. S-au adunat câțiva tineri și au adunat 1000 de lei. Iar restul, 650, l-a pus florăria Laura, care a făcut și aranjamentul. Pe această cale le aduce mulțumire și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască sănătate și succes în activitatea pe care o desfășoară, iar familiei care este managerul acestei florării să le dăruiască sănătate, bucurie și tot ce își dorește de la viață. Am să dau citire pentru că fiecare tânăr a dat 50 de lei, am să dau citire acestor tineri, Buzdugan Sonia, Buzdugan Daniel, Put Raul, Lucian Paul, Ungura Ana Maria, Coja Viță, Mitre Cosmina, Dule Maria, Mureșan Carina, Rad Iulian, Ungur Denisa, Pop Lavinu, Rad Denis, Balaș Laura, Cioară Andreea, Bâle Mihaela, Ivan Ana, Voievod Flavia, Marchiș Ionuț, Voievod Bogdan. Le mulțumim pe această cale acestor tineri, pentru că s-au gândit, mulți au venit, aici au fost botezați, aici vin să se roage și totodată să se roage pentru ei și pentru reușita lor în viață. Le mulțumim și rugăm pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască tuturor sănătate, noroc și fericire în viață tuturor și asemenea lucruri să mai facă și pe viitor. Avem o altă donație a unei credincioase din Baia Mare, care de fapt este de aici, din Goaș, ocazia zilei de naștere, donează 100 de lei ca Bunul Dumnezeu să-i dăruiască și Dumnezeu să-i sănătate, bucurie și să trăiască într-un mult și fericiți ani. Iar credincioasa Petreuș Dorica donează 100 de lei pentru Sfânta Biserică ca Bunul Dumnezeu să-i dăruiască sănătate, ajutor și binecuvântare. Mulțumim tuturor și nu o să uiți și pe domnul Buzdugan, patronul de la BPG, care ne-a dăruit acei colăcei pe care dumneavoastră o să te luați atunci când o să ieșiți din biserică. Mulțumim și domnului Buzdugan și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască sănătate, bucurie și împlinirea tuturor dorințelor. Nu putem trece cu vederea și prezența preoților care, bineînțeles, ne-am rugat împreună pentru noi și pentru a noastră mântuire în această zi frumoasă. Părintele Starețul Mihail de la Budești, Părintele Tătuș Vasile din Săcălășeni, Părintele Cășei Vasile din Medieș-Aurit, Părintele Rodan Augustin de la Buia și Părintele Marc Adrian de la Chetici. Le mulțumim și rugăm pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască succes în activitatea pastorală pe care o desfășoară, să le dăruiască sănătate, bucurie și să mai vină cât pot de des în mijlocul nostru. Mulțumim corului care, deși n-am avut astăzi nicior, dar s-au străduit să dea răspunsul cât mai bune la Sfânta Liturghie. Mulțumim tuturor celor care ați participat la această bucurie a noastră și salut aici prezența domnului decan de la Universitatea de Nord din Baia Mare, domnului manager de la Construrom, care firma a construit mult aici la noi și ne-a făcut multe drumuri și a celorlalte personalități care mai sunt în biserică, le mulțumim și rugăm pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască sănătate tuturor, succes în activitatea pe care o desfășoară, bucurie și tot ce dorești dânsi de la viață. Aș vrea să vă mai anunț. Mâine este, după cum știți, sărbătoarea
Ioan Botezătorul sau Sfânt Zien, vă rog să încercați cei din parohie să veniți și la Sfânta Biserică. Pentru cei după masă, cu toate că avem și mâine, avem o mormântare, după masă vom face taina Sfântului Maslu, la ora 5, după masă. Vom fi mai mulți preoți, vă rog să încercați aceste sărbătoare, pentru că peste săptămână este mai greu, că este timpul lucru. Deci, la ora 5, după masă, mâine, este taina Sfântului Maslu. De asemenea, sâmbătă, tot în săptămâna aceasta, este sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, în 29 iunie. Vă rog să încercați să veniți la Sfânta Biserică. Cam acestea ar fi comunicările. Nu uitați când ieșiți din biserică, voi preoți vă așteaptă ca să fiți mirbiți, iar apoi veți lua un pahar de țuică și un colăcel ca să nu plecați ca și de la, cum se spune, de la o casă pustită. Bunul Dumnezeu să ne primească Sfintele rugăciune, să ne dăruiască tuturor sănătate și bucurie, încă o dată mulțumim tuturor celor care ați participat la sărbătoarea noastră. Dumnezeu să ne primească și să ne binecuvinteze. Tatăl nostru care ești din cer, sfințească Sfântele Tău, vie împărăția Ta, Tatăl și voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele de nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pentru iertări și noi greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. De la Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură de ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântată este rodul vântecului tău. Că ai născut pe Hristos pentru viitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea este Tatăl, stăpânea este Fiul, acoperământul este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, Împărire ție. Amin.